Găsit la un nou episod din seria noastră de Euro Truck Simulator 2. Deci, cum să vă spun eu vouă? Am avut o problemă cu Windows-ul și a fost nevoie să îmi schimb să-l bag pe 8, pentru că 10 nu știu ce problemă avea cu Wi-Fi-ul, cu și încă câteva băgulețe micuțe care chiar aveam nevoie de ele și am fost nevoit să-l schimb cu Windows 8.1. Bine că și cu ăsta am o grămadă de probleme, dar momentan, până o să-mi achiziționez PC-ul de care tot vă vorbesc, de care tot v-am vorbit în episoadele trecute, o să las așa un Windows care să meargă mai ok și care nu folosesc altceva decât să mă joc, să filmez și să aplaudez episodul. Bun, și nu mi-am salvat profilul cum trebuia și n-am mai avut tirul, așa că mi-am cumpărat eu altul, adică tot același tir, plus că mi-am făcut aici la garaje, mi-am mărit garajul ăsta cu încă două, pentru că astăzi, oameni buni, deci astăzi, vreau să facem ceva foarte tare. Și deja știți ce vreau să fac. Bun. Bă, dar știi care e faza? Eu nu înțeleg ceva. Tirul ăsta zice așa: 99.580, 540 de cai putere, da? Dau pe 2, are 460 de cai putere. Cum vine asta? În fine, vă dați seama că pe ăsta o să-l facem. Și e și mai scump. Ia stați puțin, configurație personalizată. Să văd până la când mă pot duce cu motorul. Deci sunt doar 4 la care mă pot duce cu motorul. Iar la acesta sunt... Aha, ok. ok. Deci aparent... am o grămadă de motoare. Bun, deci cu siguranță o să-l facem pe ăsta. Dar hai să începem și noi de aici, așa frumos. La șasiu. Wow. Oh, foarte tare. Oh, și exact despre ce vreau să vorbesc. Nu mergea să fac, adică nu știam de ce nu merge modul ăla activat. Mi-am băgat un mod și nu era activat. Și nu știam de ce nu merge. Axă suspendată. Bla bla bla. Nici nu știu care cum sunt. Eu le vreau pe toate jos. Pe toate le vreau pe jos. Bun, deci aici sunt 3 ridicate. Aici sunt 2. Aici sunt alea 2. Păi aș... nu știu. Șasiu. Eu aș lua o asta, sincer. Asta, că toate sunt la același preț. Mă rog, continuăm. Motorul ăsta, ăsta Acia, ăsta cu singurul și unicul care merge. Ăsta e de la mod, adică modul de la mod. Și îmi place cum arată și o să îl lăsăm. Disponibil n-am ce. O să bag o de-asta. Așa, pentru că asta au băgat și cei de la prezentarea modului. Și nu prea am bandă mai nimic, așa că o să-mi pun proiectoare mai peste tot. Cum s-ar zice așa. Abia am mai multă lumină pe șosea, nu știu, zic și eu. Bun. Dar aici dacă îmi pun nu se va mai vedea. Da. Cam are dreptate, da. Ce să facem? Ce să facem și noi? Ok, asta. Și aici avem scris mai multe chestii. Putem să facem și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta. Și o să-l punem pe ăsta. Oh, convoi. Scare transport, pe ăsta o să-l punem. Băi, de asta e un pic.
Ok, gata. A mers. Și aici putem să punem tot așa proiectoare. Și o să punem tot multe proiectoare pe aici. Momentan, până când o să ni le deschidă pe celelalte. Dar cred că am pus cam multe. Nu știu, zic și eu. E de ajuns atât. Bun. Iar aici din nou proiectoare. Deci asta va fi mașina proiectoarelor. Nu știu. Arată, eu zic că o să arate bine cu multe proiectoare. Doamne, dar câte chestii putem să punem pe ea cu modul ăsta. E super, super șmecher modul. Așa, mai punem și aici alte proiectoare. O umplem, deci pur și simplu, fraților, o umplem cu proiectoare, o umplem. Așa. Și pe aici, putem să punem și pe aici proiectoare. Fără nimic împotrivă, dar nu o să punem chiar atât de multe, o să pun dacă e pe ultimul rând. Așa ceva. Bun, ceva de genul. Aici mai punem încă un număr. Ăsta e software, ăsta transport. Mai îl punem pe ăsta. Și am ceva acolo pe care nu pot să-l activez. Dar activez, uite așa. A, n-am nimic. Bun, și aici. Care e diferența între... A, ok, asta e mai lăsată. Deci cu siguranță o să o punem pe aia. Și aici n-avem ce să facem, deci mai degrabă stăm. Aici la fel n-avem ce să facem. Aici avem ce să punem, aici nu. Aici nu. Ok. Aici la fel n-avem. Uitați-vă și voi câte proiectoare am pus, nu-mi vine să cred. Bun, și cam asta va fi tirul. Haideți să-l confirmăm la cumpărare. Am rămas fără o grămadă de bani, dar nu contează, îi dăm și noi cumpărare și doriți să conceți noul camion, normal. Normal, garajul ăsta va fi un spațiu ăla. Vă mulțumim pentru achiziție, bla 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 bla, fără accidente, să fie. Nu am răbdare să-mi arate, așa că o să intru direct să-l vedem. Deci e super awesome, pe bune. Super, super. Ok, și ăsta e camionul pe care o să-l conducem astăzi. O să iau o cursă foarte scurtă. Ia să vedem noi la contracte externe aici. Găsiți un nou contract. Mergem la... O, doamne, ce mă mâncă spatele. Mergem la... Ok... Sper că am nimerit parola. Ok, am nimerit-o. 18 km, 170 și ceva. Asta cred că e cea mai mică. Care dă mai mult? O luăm și noi dacă e pe outdoor Rockenfeld. Asta o luăm dacă e. Bun, ok. Acum reîncărcare. Și luăm livrarea asta. Dar să vedem așa cum se comportă cu tirul. Sincer, nu știu de cât timp filmez, dar am vrut în mare parte să vă prezint modul acesta. Wow, doamne, și cât de bine face curbele când sunt două, adică trei roți care virează. Mai sunt ale trei roți? Da, sunt. Doamne, dacă de greu virează. Bun. Haideți să vedem dacă reușim noi să ajungem. Care era ăla de moduri? Nu. Ăla de bord. Ok, ăla era de bord. Așa că noi o să dezactivăm ăsta. Dar stați puțin că trebuie să activăm toate luminile de drum.
O, Doamne, ce lumină am făcut! O, Doamne! E ok, e ok asta. Bun. O să-l pornim. A, așa ceva. O să oprim ștergătoarele. Și o să trecem direct pe roșu, că nu mai stau să aștept. Bun, și o să facem stânga pe aici, nu? Da. Doamne, cât de bine arată tirul. Doamne, doamne, cât de bine arată. Bun. Ia să vedem din față. Oh, da, deci cu multe reflectoare, asta înseamnă să fii șmecher, asta înseamnă să fii mafiot, cum ar zice unii. Bun, haide să dezactivăm alea, că îmi e milă de șoferii ăștia care... Nu te urca pe aia, mă. Bă, nu la acasă parapetul, pe bune. Mai lasă-l acolo. Și episodul ăsta va fi ceva scurtuleț. Doar atâta am vrut să vă arăt modul ăsta. Și uitați că a mers totuși. Și ne-am cumpărat un Volvo. Doamne, dar nu are forță deloc ăsta. Ne-am cumpărat un Volvo și avem o grămadă de roți. 5 pe parte, 5 pe parte, 10 roți în total. Vreau și eu să mă bag. Mulțumesc. Ok, mergem mai departe. Avem la ieșire din oraș. Avem asta. Dacă vă place seria de Eurotruck și vreți să continui cu ea, lăsați cât mai multe like-uri, pentru că am văzut că la ultimele două episoade, adică și la unboxing și la CSGO, s-au strâns 9 like-uri, oameni buni, și mă bucură. De fapt, nu are ce să se facă decât doar să mă bucure cu chestia asta. Sunt foarte mândru de ceea ce fac și vreau să continui, nu știu, vreau să mă rog. Și v-am zis, mă bucură foarte tare când văd că există acolo un mic interes pentru videoclipurile mele, care le filmez, care mă chinui să le aplaudez și îmi pierd timp pentru ele. Dar fac totul numai și numai din plăcere și țin să vă mulțumesc pentru susținere din nou. Și vreau să rămâneți așa toți activi. Bănuiesc că sunt mai mulți de 9 activi pe canal. Doar că nu lăsați like. Dar nu mă deranjează. Eu doar vreau să fiți activi și vreau să mă ajutați cu dezvoltarea, adică în sensul să dați un share la videoclip, să spuneți, bă, uite, intri și tu pe canalul ăsta, e un băiat care vrea și el să facă ceva frumos și are nevoie de ajutor. Na, chestii de astea. Ați înțeles, băi, despre ce vreau, unde vreau să ajung. Salut, boss. Îți plac luminițele mele? Ha? Te cam orbește, nu? De-aia te scarpin după ureche. Ok. Să vedem noi cum o să parcăm. Dita mai telegondola asta. Dita mai trenul. Doamne, stați un pic. Stați un pic că nu merge așa. Mod de joc, nu. Sau mod de joc era? Intensitate frână, nu. Comenzi. Sensibilitate direcție. Pentru că cu tirul acesta nu merge altfel. Pentru că ghidează foarte greu și... Haide mă, dai în spate. Ok, super. Super, super, super. Deci am parcat chiar ok, chiar nu... Nu mă așteptam să parchez atât de bine. Vedem când ne-a dat. Oh, am primit și un achievement. Totul e posibil. Frumos. Continuare. Și cred că cam aici o să ne oprim cu episodul nostru de Eurotruck. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați cât mai multe like-uri, să mă susțineți, să dați un share la prieteni. Eu am fost King și, ca de obicei, Doamne, iar m-a apucat găscatul. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!